Să vedem. Cineva zicea că n-ai voie să faci live, că se cheamă televiziune. Live? Televiziune? În ce epocă suntem? În anul 1915, când s-a inventat becul. Cam așa pare. De fapt, realitatea este în felul următor. Oricine poate să facă live. La Vodafone se cheamă videopas. La Telecom se cheamă streaming on. E același lucru ca și când ai zice în ziua de azi că ai un telefon mobil și n-ai GPS. Cam așa e același lucru cu a nu face televiziune. Sau live-ul. Asta înseamnă live. Live-ul poate să-l facă oricine. E același lucru cu GPS-ul de pe telefonul mobil. GPS-ul care l-aveți pe mașină, în mașină, în bordul mașinii, calculatorul care l-aveți în calculatorul mașinii. Practic, dacă n-ar fi GPS-ul, mulți dintre noi am fi trecut la hărți. Hărți pe hârtie. Și la indicatoare rutiere. GPS care prima dată a fost inventat pentru armată, după care a fost dezvoltat și pentru actualul smartphone, telefon, etc. Și datele mobile, la fel, au fost făcute. Deci, practic, e ceva cu lemnul.